c'erano forse due invalidi, si deve determinare di quanto resiste, ma penso che internet per uscire, tre messaggi, mi sta stando in plata, mi sembra che deve uscire. Per internet ci show, la sala ma non bloccare di uscire, che non ha resistito, la sala di uscire, non faccio anche senza lega. Da, per 12 anni, astăzi urmă să facem antrenament și să facem deplasare. Noi suntem acoperiți aici, din câte văd de cam agitații și pe aici. Văd multe mașini, multă lume pe la supermarketuri, acum urmează să facem ședința la 10 și jumate cu cei din conducere să ne spună și noi ce avem de făcut. Deocamdată, eu nu știu mai multe. Ce am apucat acum la bază să vorbesc cu ei, mulți mi-au spus că încearcă să-și aducă familie aici. Sunt mulți care au familie la Kiev sau în Odessa și vor să-și aducă familie aici. Încă nu știu să vă spun, pentru că acum la 10 jumătate urmează să avem ședință. După, probabil o să știm în mare ce decizie se ia. Sau da, a fost o lună de zile, de pe 5 ianuarie până pe 15 februarie. Da, se poate și această variantă. De asta mă aștept și o să vedem ce o să ne spună cei din conducere de la ședință. Da, atmosfera normală, mai ales aici în oraș, în oraș cu colegi. Majoritatea spunea că e totul politic, că nu o să se ajungă la mult. Păi, chiar ieri am vorbit cu unul dintre colegii mei și nu se aștepta nimeni la așa ceva, adică să treci cu un război. Acum și sunt foarte surprinși. Au început să se așa pe gânduri majoritatea după ce președintele a dat starea de urgență și atunci am văzut că le ieși lor puțin teamă. Dar până să dea președintele această stare de urgență, toată lumea era liniștită. Da, toată lumea la fel la stare. Și eu la fel, adică și acum. Da. Fiind în acest oraș unde că nu e foarte mare panică, așa să zic, adică încă nu s-au ajuns aici cu armament și să fie mai mari probleme. Încă nu sunt așa, să zic, panicați, dar vedem ce se întâmplă. Da, se știe. Este sinistru și sunt niște demorile, adică nu-mi imaginează să fie așa când am venit în Ucraina. Nu mai așteptam la așa.